referitor la o conferință de nivel internațional, de către o fundație care de nivel internațional, cu un CV destul de renumit, dar până aici noi ne-am autosesizat că se încalcă anumite aspecte și nu mă interesează ce, că am văzut, programul de conferință a fost în toată țara. Eu reprezint județul Alba, ca atare mă pronunț cu privire la județul Alba. Am făcut o adresă către Inspecția de Sănătate azi dimineață, în urma comunicatului care l-am dat ieri la ziarul Uniunea și mulțumim că a fost publicat poziția oficială pe care mi-o asum în cazul acesta. Cum am scris acolo, s-ar putea să deschidem o cutie a Pandorei, fiindcă prea multe lucruri se întâmplă și în sfera noastră de activitate și de multe ori suntem orbi. Nu este primul lucru de acest gen, au mai fost și alte astfel de firme sau conferințe pe teritoriul județului și cred că este timpul ca să deschidem acest subiect. Am făcut, cum am spus, o adresă către Inspecția Sanitară în care am rugat ca să invite reprezentanții conferinței, să-i contacteze, să-i invite la sediul inspecției, să avem o discuție, să ne prezinte documentele justificative, așa cum se face într-o țară civilizată, pe legislația care o avem. Nu știu ce cercetări, ce soluții miraculoase sunt, dar eu am de partea mea legislația din România și faptul că deocamdată reprezint poziția Ministerului Sănătății în teritoriu. Cred și că exprimarea care a fost în afișul de prezentare este tendențios și afectează încrederea pacienților în sistemul medical. Ca atare, tot ce am făcut, am luat o poziție. Eu i-am invitat la o discuție, iar până la ora 13 am rugat inspecția să facă un punct de vedere oficial asupra documentelor, programului și a ceea ce va fi prezentat. Dacă se prezintă subiecte cu aspect medical, cred că Direcția de Sănătate are un cuvânt juridic și legal, un cuvânt de spus în această situație pe care, cum am zis, am început, am făcut acest pas, mi-l asum și nu mă interesează istoria sau puterea organizației sau ce s-a făcut la nivel internațional. Pe mine mă interesează că s-a încălcat un articol de lege printr-o prezentare tendențioasă pe care am exprimat-o și în articol. Urmează ca să-i contactăm, să ne întâlnim. După părerea mea, verbal am suspendat această conferință, urmează să ni se prezinte documentele și în urma discuției să vedem dacă se încalcă legislația. Eu consider și am subliniat acest lucru ar trebui oprit. Voi face și o informare la Ministerul Sănătății, la Direcția de Sănătate Publică, la ODTM, care este Direcția de Aparatură Medicală, la Direcția Farmaceutică din Ministerul Sănătății, fiindcă nu numai în Alba se întâmplă la nivel național și trebuie să luăm o poziție vis-a-vis de acest lucru. Nu este numai acest caz, sunt și alte firme, ONG-uri care denaturează practic informația medicală. Vreau să spun că atunci când cineva se pronunță cu privire la o informație din domeniul medical, tratamente, soluții medicale, ele trebuie să treacă prin anumite organisme, trebuie să fie acreditate, trebuie să existe studii randomizate, studii internaționale și atunci au efect. La noi văd că există un vid în acest punct de vedere pe care o să-l sesizez Ministerului Sănătății și sper să se ia o poziție la nivel național. Deocamdată, în județul Alba, am impus punctul de vedere și, cum am spus, direct pe lege. N-am nimic cu persoane, cu asta. Am cu încălcarea legii pe domeniul sanitar. Ce anume se încalcă din lege? Legea 1069, articolul 6, aliniatul 2, cu referire la prezentarea denaturată a informațiilor cu caracter medical. Scrie concret? N-aveți articolul, că acolo scrie am dat copy-paste din lege, nu-s jurist, sunt doctor. M-am consultat cu juriștii.
urmează să ne întâlnim cu dânsii și să ne prezinte punctul lor de vedere. Lucrurile sunt foarte simple. La volită.